Nu a mai rămas piatră pe piatră în urma cutremurului. Au trecut aproape 3 zile de la nenorocirea care i-a lovit. De atunci, marocanii caută cu disperare pe cei dragi care sunt dați dispăruți. Nimicul lor s-a dus, așa că depinde de ajutoarele care continuă să vină. Când apar camioanele, oamenii se strâng în jurul lor ca să prindă o pătură și un pachet cu alimente. În zonele de pe versanții muntoși, unde nu poate pătrunde niciun vehicul terestru, ajutoarele sunt aruncate cu grijă din elicoptere. Was brauchen die Menschen jetzt? Sie brauchen Nahrung, Kleidung, frisches Wasser, Hygiene, Decken, Zelte. Das gibt es hier. Uns wurde aber gesagt, es reicht nicht für alle. Deswegen sind wir hier, um womöglich noch Lücken zu füllen. Wir machen das mit unserem lokalen Partner, der hier in Marokko. În taberele ridicate pentru sinistrați, oamenii își jelesc morții. Alții așteaptă cu speranță o veste despre cei dispăruți. Echipele de salvare, care continuă să sosească din toată lumea, și voluntarii caută cu grijă printre dărâmături. Între timp, oamenii se ajută ca într-o familie uriașă. Cum un frère et soeur. C'est le zawiya de Moulay Ibrahim, comme les soeurs et le frère. Cette dame, elle fait le déjeuner, le dîner. Il est dîner. Un autre ou Echipe de căutare din Spania, Marea Britanie și Qatar s-au alăturat eforturilor de a găsi supraviețuitori ai cutremurului de suprafață cu magnitudinea de 6,8, care a avut loc vineri seară târziu, cu epicentrul la 72 de kilometri sud-vest de Marrakech. Mulți supraviețuitori au petrecut o a treia noapte afară, casele lor fiind distruse sau devenite nesigure în urma celui mai puternic cutremur care a avut loc în Maroc, cel puțin din 1900 încoace. Având în vedere că o mare parte din regiunea afectată de cutremur se află în zone greu accesibile, dimensiunea dezastrului este greu de estimat în acest moment.